Bine v-am regăsit, stimați telespectatori! Vă rog să-mi permiteți să încep emisiunea noastră de astăzi printr-un citat. Poartă-te în așa fel încât, dacă universul ar fi să se ia după tine 24 de ore, să nu se ajungă la haos. Am citat din Immanuel Kant, cel care este unul dintre cei mai mari filozofi apuseni. Este filozoful care a influențat cumva și gândirea lui Eminescu, nici nu se putea să fie altfel, pentru că Eminescu a tradus Critica rațiunii pure. Kant este filozoful care poate fi citat în foarte multe împrejurări atunci când ne gândim la conduita noastră morală, atunci când ne gândim la formarea noastră ca oameni. Dar pentru că eu cu siguranță nu sunt avizată să vă vorbesc dumneavoastră o oră despre Immanuel Kant, astăzi am invitat alături de noi unul dintre cei care s-a aplecat ani în șir asupra studiului operei lui filozofiei lui Immanuel Kant, cel care nu este nimeni altul decât părintele, doctor în filozofie, Dorin Costescu. Bine ați venit în emisiunea noastră. Sărmâna, mulțumesc de invitație și Doamne ajută tuturor telespectatorilor dumneavoastră. Ați început chiar așa cum e fabulos pentru un părinte. Vă rog să îmi permiteți să pornim în dialogul nostru, așa abrupt cumva, vom ajunge pe urmă și la formarea dumneavoastră ca om, dar vreau mai întâi să arăt telespectatorilor latura dumneavoastră umană. Vă rog să îmi spuneți cum și ce anume v-a determinat când ați fi avut la dispoziție nenumărate teme teologice, filozofice, ați fi putut să vă opriți la diverse teme filozofice legate de Lucian Blaga sau altcineva și v-ați dus totuși neapărat la cel mai greu, Immanuel Kant. Exact. Cum a spus dumneavoastră, m-am dus la cel mai greu. Ați intuit exact drumul meu către filozoful Immanuel Kant. Mă aflam la master sub îndrumarea domnului meu profesor Florea Lucaci, care mi-a indus această dragoste pentru filozofie. O aveam eu dinainte, cochetam cu filozofia, dar nu în mod serios. Și auzeam pretutindeni despre Immanuel Kant. Cum a spus dumneavoastră, era cel mai greu. Eu, fiind ahtiat după cunoaștere, să spunem așa, am zis că să-l studiez, să văd de ce acest om este cel mai greu, ce vrea el să spună prin filozofia lui, dar începând să-l studiez, deși la început a fost foarte greu, pentru că eu fiind teolog, studiind teologie, nefiind obișnuit cu, mai ales cu limbajul lui encriptic al lui Immanuel Kant, iată că încet, încet am ajuns nu numai să-l studiez, nu numai să-mi placă filozofia lui, mai ales cea morală, dar am început să, cum am spus într-un interviu anterior, să-l iubesc pentru această filozofie morală, dar mai ales pentru teologia lui, pe care eu consider că am reușit să o extrag din cărțile lui, el neavând de fel o carte specială pentru teologie. El studiază această noțiune de Dumnezeu treptat prin cărțile sale. Da, este o muncă de Sisif, ceea ce ați făcut dumneavoastră, dar eu cred că nu ați fi putut să ajungeți aici dacă acolo, în copilărie sau în tinerețe, nu v-ar fi format cineva anume. Să mergem puțin la locul nașterii, la formarea dumneavoastră. În termenii noștri teologici, această formare se numește vocație. Se numește vocație, se numește chemare. Nu aș vrea să spun asta cu mândrie, pentru că
Eu, din general, am fost înclinat spre științele spiritului, deci nu spre științele reale. Nu eram azi și nici nu sunt astăzi în științe reale, în matematică, în fizică sau chimie, ceva de genul. Dar întotdeauna mi-au plăcut științele spiritului, teologia, filozofia, literatura și am simțit această vocație de mic. Nu, cum spune în Sfânta Scriptură, nu voi veniți la mine, ci eu vă chem. Deci iată că, într-adevăr, este ceea ce numim noi, numim în teologie vocație sau chemare. Am simțit această chemare de mic și de mic am știut, în general, că vreau să ajung preot. Altceva nu mi-am dorit și nu-mi doresc. Plecând de la aceste lucruri, mi-amintesc că eram la grădiniță. Deci eram mic copil și cu durere în suflet spun că nu mai păstrez acea puritate pe care o aveam atunci ca și copil, care nu avea nicio idee teoretică despre Dumnezeu, adică el simțea pur că să meargă către mănăstire. Aveam și este acum o mănăstire în comuna mea natală, Turceni, numită Strâmbajiu, și eu plecam, mic copil, nu mă însoțea nimeni, iarnă, vară și mai ales iarnă, mi-amintesc că eu călcam cu piciorușele prin zăpadă mare și era o chemare imensă să mă duc la slujbele acelea către mănăstire. Aș vrea să mă ia și în momentul acesta acea dorință pură către Dumnezeu pe care o aveam atunci de mic copil. Și iată că Dumnezeu m-a ajutat, m-a chemat către El și, deși sunt nevrednic să slujesc în Sfântul Altar, am ajuns preot și să studiez și teologie și filozofie în același timp. Din ceea ce mi-ați spus dumneavoastră, indiferent de întrebare, duceți discuția spre Dumnezeu. E fantastic. Eu cred că în felul acesta ați ajuns la raționalul Immanuel Kant, dar ați extras de acolo raționalitatea lui Dumnezeu. Exact. Și e fabulos. De aceea, vorbind acum despre cartea Teologia Kantiană, care, stimați telespectatori, a fost lansată zilele trecute, acolo unde părintele Dorin Costescu ne-a dovada o am plecat bun. Asta este unică religia la de un buton care dumneavoastră și este o câteva zile de la publicare ei și a stârnit deja controverse. Nici nu mă E foarte așteptam, bine. da, dar să fie obiective, Da. să nu fie subiective, atunci e rău. Da. Să știți atitudine. Mai că
Aceasta mai un pentru că a de teologie teologiei la Kant. Metodologia, ideea sau conceptul cărții în sine. Deci eu recunosc că nu am pus accent pe metodologie, pe structură, dar cu alte cuvinte, eu aduc o noutate în spațiul cultural românesc cu această carte și este originalitate 100%. Nu am copiat niciunde, eu am introdus acest început și nu știu când, ca și cum spune, când spunea Immanuel Kant, voi fi înțeles peste 100 de ani. Da. Poate și această carte va fi înțeleasă peste câțiva ani sau peste câțiva zeci de ani. Pentru că, v-am zis, trebuie să cunoști două domenii și mai ales să le cunoști, dar să critici în spiritul acestor două domenii, nu să aduci o critică științifică, dar subiectivă în același moment. De aceea eu îmi doresc, eu așteptam critici și de aceea am trimis și la filozofie această carte ca să fie criticată. Dar nu știu cât de mult va fi înțeleasă și de domnii profesori sau domnii care sunt cercetători în filozofie. Pentru că trebuie înțeles acest lucru că în filozofie Dumnezeu nu este subiect. Dumnezeu este obiect în filozofie, deci Dumnezeu este studiat în filozofie ca obiect, chiar dacă e pus dincolo în transcendent, dincolo de transfizic, El este studiat ca obiect. În teologia noastră este studiat sau este, mai bine spus, este simțit ca subiect. Și eu care am scris această carte și eu care am citit filozofia lui Immanuel Kant din perspectiva cititorului care îl trăiește pe Dumnezeu, atunci am putut să scriu această carte pentru că am găsit și am simțit aceeași chemare și la Immanuel Kant. Deci dorea omul să-l caute, să-l simte, să-l trăiască pe Dumnezeu, nu să-l studieze. Într-adevăr, vom vorbi mai departe dacă filozofia lui Immanuel Kant ar fi rămas la cele trei critici și la prolegomene și la metafizica moravurilor, eu nu aș fi scris această carte. Pentru că această carte este încununată prin scrierea lui Religia doar în limitele rațiunii pure. Este toată esența pe care aș vrea să o înțeleagă domnii filozofi, că fără religia doar în limitele rațiunii pure, eu nu aș fi putut scrie această carte, pentru că Dumnezeu ar fi rămas la Kant doar ca obiect. Da. Dar prin această carte el devine subiect și atunci am putut să scriu această o să carte. Trecem peste momentul acesta cu critica, critica filozofilor, doar spunând două lucruri. Nu cred că cineva în decurs de două sau trei zile ar fi putut să citească
sau și să aprofundeze această carte, pentru că nu poți face o cronică la o carte dacă nu aprofundezi această carte, mai ales că este o carte grea. Îți trebuie studii speciale pentru asta. Pentru aceea vine preotul Dorin Costescu să explice despre ce este vorba aici. Probabil cel care a făcut această cronică sau a emis aceste ipoteze critice, le-a emis în baza unui sumar sau a citit în diagonală fără să aprofundeze subiectul. Persoana respectivă, pe care eu o stimez foarte mult, nu, într-adevăr, da. Este avizată în domeniu. Da, da. Este avizată în domeniu, dar a făcut o critică filozofică. Sau pur și simplu făcut, subiectivă, probabil. Da, dar a făcut o critică filozofică acestei cărți. Tocmai că trebuie să înțeleagă duhul și după aceea să vadă științificitatea acestei cărți. Pentru că eu, de la bun început, am spus în introducerea acestei cărți că ea este început de drum în această direcție. Este început de drum și ceilalți care vor vrea să studieze domeniul acestei teologii la Kant vor avea enorm de spus, enorm. În concluzii sau către finele cărții am deja direcții în care se poate îndrepta cercetarea în acest domeniu. Da. Vom vorbi mai multe despre teologia kantiană, despre Immanuel Kant, după rubrica Eveniment. Onorată asistență, stimați invitați! Avem deosebită bucurie și satisfacție de a găzdui astăzi un eveniment cultural-spiritual remarcabil. O lansare de carte de o ținută cu totul specială. Este vorba de volumul Teologia Kantiană, semnat de preotul dr. Dorin Costescu, volum apărut la editura Emia din Deva. În ciuda tinereții sale, la cei 34 de ani, preotul dr. Dorin Costescu aduce în bibliografia românească dedicată filozofului Immanuel Kant o lucrare ce stă cu cinste, alături de exegeze serioase semnate de mari filozofi români. Constantin Noica, Ion Petrovici, Gheorghe Vrăduțescu, Mircea Flonta, Alexandru Boboc, Ilie Pârvu, Ion Ghirghiduș, Ludwig Grünberg, Rodica Cruitoru, Andrei Marga, ca să numesc doar numele de referință din filozofia românească contemporană. Preacucernici părinți, stimați invitați, mă bucur că ați reușit să lăsați preocupările zilnice pentru a fi astăzi alături de autorul unei cărți unicat, chiar dacă folosesc acest termen comercial, dar este o carte unicat pe piața cărții din România. În primul rând, vă rog să-mi permiteți să adresez mesajul de salut și de binecuvântare al Preasfințitului Părinte Gurie, Episcopul Devei și Hunedoarei, care nu este în eparhie în acest moment, dar salută cu bucurie încununarea eforturilor Părintelui Dorin Costescu de a oferi lumii această lucrare a Sfinției sale, lucrarea teza dumneavoastră de doctorat, din mai multe motive. Primul, cred, îl cunoaștem cu toții, este, aș putea spune, acest efort, între ghilimele efort, dar poate nu chiar între ghilimele, susținut în ultimii ani de denigrare a credinței, a bisericii și implicit a slujitorilor acesteia. Prin tot felul de atacuri, mai mult sau mai puțin fondate, și anume că am rămâne ancorați într-un trecut ideatic, că am rămâne cantonați în niște norme care nu mai sunt actuale, într-o cultură care ne reprezintă exclusiv pe noi și nu ne mai adresăm în exterior celor pe care se spune că îi păstorim, și așa mai departe. Aș vrea să vă spun cum am ajuns eu să scriu această carte. Sau mai bine spus,
cum ajunge un oltean să scrie această carte. Pentru că eu sunt de origine olteană. Și mai mult decât atât, cum ajunge un oltean măritat în Ardeal să scrie o asemenea carte. Și iar mai mult decât atât, cum ajunge un oltean măritat în Ardeal și Popă pe deasupra să scrie despre idealismul kantian. Dacă am stabilit acest lucru, aș vrea să vă spun cum am ajuns, nu de ce, cum am ajuns să scriu această carte, pur și simplu. Dintotdeauna, să zice, am cochetat cu filozofia, mi-a plăcut să citesc foarte mult. Cum spunea cineva, are câteva căruțe de cărți la activ sau ceva de genul. Eu n-am chiar câteva căruțe, dar am câteva cărucioare. Bun. Eram în timpul masterului și aveam un îndrumător la master, domnul profesor de filozofie Florea Lucaci, care m-a portat pe lângă dânsul, m-a apreciat, mi-a indus această dragoste pentru filozofie și am început să studiez. Numai că, eu fiind de origine oltean, olteanul este un om încrezut, înțelegeți? Și atunci, eu n-am început cum începe un om să citească filozofia, începe și el cu istoria filozofiei, cu anumite compendii legate de filozofie, cu socratici, presocratici, filozofia medievală. Eu am început cu idealismul german și cel mai greu din idealismul german, Immanuel Kant, probabil cel mai ermetic, cel mai criptic dintre acești filozofi ai idealismului clasic german. Și pe deasupra încep prima oară, cu critica rațiunii pure. Deci eu nu prea aveam cunoștințe vaste despre filozofie și încep cu cea mai grea carte a filozofiei, critica rațiunii pure. Și citesc o foaie, nu înțeleg nimic. Citesc două, nu înțeleg nimic. Citesc 10, iar nu înțeleg nimic. Și atunci a trebuit să fac, cum spune Immanuel Kant, o revoluție copernicană în ceea ce privește studiul filozofiei. Am revenit la emisiunea noastră după rubrica Eveniment, unde ați putut urmări secvențe de la lansarea acestei deosebite cărți de o înaltă ținută valorică sau estetică și estetică. Și am revenit la discuția cu părintele Dorin Costescu. Eu n-o să pierd ocazia de a insista în continuare, lăsând la o parte cronicile care se vor scrie sau care s-au exprimat deja, și să pornim și să vă ascultăm, părinte. Chiar vă rugăm să ne vorbiți puțin despre ce ar putea să găsească un filozof, un teolog și nu numai în paginile acestei cărți. În paginile acestei cărți, omul care dorește să înțeleagă, omul care este actiat de cunoaștere, omul care vrea să cunoască tainele lumii sau așa mai departe, poate să vadă un om care are o căutare febrilă după Dumnezeu. Eu așa văd acest lucru, dar un om, Immanuel Kant, pe care noi îl știm de filozof, sau care a scris eminamente numai filozofie, îl vedem ca un om care încearcă să-l înțeleagă nu prin perspectiva unor cărți de teologie sau unei perspective teologice, ci din punct de vedere al propriei noastre rațiuni. Adică această filozofie kantiană eu consider că este extraordinară, este minunată. Adică un om care ajunge să eludeze sau măcar să dea la o parte revelația sau ideile pe care noi le aveam din teologie despre Dumnezeu și să înceapă el un nou drum în a-L cunoaște, în a-L înțelege și în a-L iubi pe Dumnezeu, dar numai pe baza rațiunii noastre sau, cum spunea el, în limitele rațiunii noastre pure.
Am considerat că cartea trebuie structurată în mai multe capitole, are 7 la număr, așa cum este evident și iar mă întorc la criticile avizate, dar numai în moment, că nu are ce căuta epistemologia în această carte, păi nu avem cum, pentru că este o întreagă arhitectonică a conceptului de Dumnezeu la Kant. Prima oară, într-adevăr, am spus că în baza criticilor sale avem ideea de Dumnezeu ca obiect sau pe Dumnezeu studiat ca obiect. Epistemologia în această carte, adică teoria cunoașterii, cum putem noi cunoaște, la care se referă Kant, este necesară pentru a înțelege acel drum pe care el îl face de la cunoaștere la morală și după aceea la teologie. Sau de la cunoașterele la înțelegerea lui Dumnezeu și după aceea la trăirea lui Dumnezeu ca persoană. Nu, Kant nu creează o, nici de cum, ontologie sau o metafizică nepersonalizată. La el avem, într-un final, într-adevăr, nu la începutul creației sale, după decada de liniște a sa, într-adevăr, avem metafizica personalizată. Și asta eu încerc să arăt lumii la Kant, pentru că domnii filozofi pe care eu îi stimez foarte mult și aș vrea să înțeleagă aceste lucruri, sunt oameni deosebiți cu o cultură vastă. Am întâlnit oameni și cercetători în filozofie, oameni extraordinari cu o cultură enormă, cu o cultură enormă. Dar de la a avea această cultură enormă până la a înțelege spiritul filozofiei lui Kant mai este un pas. Mai este un pas, tocmai această trecere, care nu este ilicită, cum ar considera cineva, trecerea de la Dumnezeu ca obiect, la Dumnezeu ca subiect. Deci, cu alte cuvinte, la metafizica lui personalizată. Și ca să începem, cu începutul, am vorbit despre teoria cunoașterii, pentru prima oară la Immanuel Kant. El spune în felul următor, să cunoaștem această, pentru a cunoaște această lume, este începuturile, cunoașterile noastre o pun simțurile, o fac simțuri, pentru că noi vedem această lume prin simțuri, ele transmit informații minții noastre, creierului și așa mai departe, care transformă aceste informații simțuale, să le numim așa, în reprezentări, la nivelul mentalului, după aceea intelectul, forumul al doilea al sufletului nostru transformă aceste informații în reprezentări, realizează generalități pe baza acestor informații și judecăți, dar cât de multă generalitate sau oricât de multă sinteză am vrea noi să realizăm pe baza acestor idei date de simțuri, noi nu putem ajunge la o generalitate maximă care ne ajută să punem un început bun al științei noastre. Adică dacă studiem Universul, oricâtă informație am acumulat noi despre Univers sau despre om, nu putem ajunge la finele sau la fundamentele acestui Univers. Pentru că nu știm, materia este creată, necreată, universul are un început sau un sfârșit și așa mai departe. Deci omul pe baza acestor studii empirice nu poate ajunge la un fundament. De aceea filozofia kantiană îl postulează, adică îl prezintă de la sine ca idee a priori în mintea noastră, pe Dumnezeu. Avem nevoie, din punct de vedere al criticii rațiunii pure, de această idee de Dumnezeu ca El să reprezinte fundamentul sau principiul pe care, pe baza căruia noi putem sintetiza sau generaliza cunoștințele noastre. Aceasta este sinteza teologică a criticii rațiunii pure. Într-adevăr, am spus că până la acest moment Dumnezeu pentru Immanuel Kant este
Obiect, sau mai bine spus, este idee, ideea teologică de care avem nevoie. Cu alte cuvinte, spunea el, trebuie să acumulăm asemenea cunoștințe despre noi, despre om, cunoștințe antropologice, despre univers și așa mai departe, în baza acestei idei, ideea de Dumnezeu. Deci ca și cum Dumnezeu are exista. Aceasta este finalul criticii rațiunii, ca și cum Dumnezeu ar exista, așa trebuie noi să acumulăm aceste cunoștințe. Dar cu critica rațiunii practice trecem la un alt nivel. Îmi cer scuze că vă întrerup, o să mergem mai departe pentru că aici deja avem mai multe de vorbit după rubrica publicitate. Vrei să publici o carte? Să fie cuprinsă în toate bibliotecile clasice și virtuale? În toate bazele de date? Să fie catalogată conform normelor CNCSIS, ISBN, CIP? Vrei să-ți vezi cartea distribuită la toate librăriile din țară și în toate librăriile virtuale? Vino la editura EMIA! Nu uita! Mâine poți fi un scriitor cunoscut! Contează la ce editură publici! Am revenit și am să vă ofer cuvântul în continuare pentru că mai aveți ceva de vorbit despre... Este mult pentru că el a scris mult, Immanuel Kant, a scris foarte mult și pe baza scrierilor lui atât de multe idei conține scrierea lui sau filozofia lui încât s-au scris biblioteci și se vor mai scrie biblioteci întregi despre filozofia lui. Eu, prin cartea mea, aș vrea să înțeleagă toată lumea și în domeniul filozofiei și în domeniul teologiei. N-am vrut să mai adaug încă o carte în bibliotecile lumii legat de epistemologia sau de morala la Kant. E plină lumea de asemenea cărți. E plină, sunt pline bibliotecile de această perspectivă la filozofia lui Kant. Iată că, deși la noi nu avem această perspectivă, în Occident sunt pline bibliotecile de studiul teologiei la Kant. În Occident, dar nu la noi. Iată că eu am pus un început de drum. Nici de cum nu este o tratare exhaustivă sau completă a teologiei lui Kant. Corect. Deci poate era mai bine să trec pe titlul acestei cărți Introducere în teologia lui Kant. Era, cred că, cel mai bine și atunci nu mai existau asemenea oscilații privind această carte. Cred că era cel mai bine Introducere în teologia lui Kant în spațiul nostru românesc. A rămas la momentul Kant ceea ce privește critica rațiunii practice. Dacă noi începem să studiem prin rațiunea noastră, începem să studiem lumea și rațiunea noastră ne spune că este moral, este rațional a te comporta moral în lumea aceasta, deci rațiunea postulează ca principiu acest lucru, este rațional să te comporți moral. Așa spune rațiunea noastră pentru că este o idee apriorică. Da. Adică înainte de orice experiență, gândirea, rațiunea noastră ne spune, domnule, trebuie să mă comport moral în orice situație a existenței mele. Deci dacă asta ne spune rațiunea, iată că experiența arată că omul nu-și ascultă rațiunea. Cu alte cuvinte, nu-și ascultă fundamentele apriorice pe care Dumnezeu le-a pus în firea omului. Deci, iată că eu am descoperit acest lucru că și am apropiat teologia de filozofia kantiană încă în acest punct, pentru că ideile lui apriorice de moralitate pe care le are în filozofia lui, nu sunt altceva decât legea morală naturală pe care a pus-o Dumnezeu în om.
Da. Deci nu este altceva decât acea lege morală. La noi în teologie vorbim general legea morală din om. Dar iată el, exact în critica rațiunii practice, el consideră că a și găsit principiile acestei legi morale naturale din om. Și acestea se numesc imperativele categorice. Deci el le și spune, avem legea morală, noi este apriorică, nu spune că Dumnezeu a pus-o în om, ci spune că ea există în mintea noastră, dar el spune că a și găsit principiile acestei legi. Și acestea sunt trei, și anume să îți folosești umanitatea ta și a celuilalt ca scop, nu ca mijloc. Pardon, ceea ce înseamnă să respecti oricare om născut pe acest pământ și să-l vezi întotdeauna doar ca scop, nu și ca mijloc. Sau dacă îl vezi ca mijloc, să vezi în același timp și scopul. Adică eu nu mă folosesc de tine pentru că am nevoie de ceva. Eu te ajut pe tine pentru că tu ești alt om, care ai om cu rațiune morală în el și eu am datoria, spune Kant, datoria să împlinesc aceste legi ale raționalității. După aceea avem celălalt principiu al moralității sale, principiu apriorii, să acționezi în lume în așa fel încât maxima acțiunii tale să devină lege universală. Cu alte cuvinte, eu să mă gândesc înainte de a acționa orice în această lume, ce s-ar întâmpla dacă toți oamenii ar face la fel. Exact citatul cu care am început emisiunea. S-ar ajunge la un haos universal. Da. Ar bulversa lumea, pe care chiar ar distruge-o. Da. Și vedeam cândva un documentar despre ceea ce omul face acestui pământ și chiar dacă noi, prin mâna noastră și prin rațiunea noastră, ne-am distruge unul pe altul, să dispărem complet de pe fața acestei lumi, pământul își revine. Deci pământul nu piere, pământul își revine așa cum și-a revenit de pe urma atâtor cataclisme pe care le-a suferit în decursul evoluției sale. Deci pământul își revine, noi suntem cei care piere. Exact ceea ce avertizează Immanuel Kant, ca acțiunile noastre să fie gândite și coroborate sau coordonate, mai bine spus, după legile apriorice ale moralității pe care le avem în ființa noastră. După aceea, el spune că este rațional să acționăm moral în această lume, dar lumea nu face aceste lucruri. Și atunci, dacă este drept, rațiunea spune că este drept ca omul virtuos să fie răsplătit conform acțiunilor sale, deci este un principiu al rațiunii. Și dacă este al rațiunii, este universal și fundamental. Atunci el trebuie să se împlinească în altă lume. Dacă în această lume el nu se împlinește acest principiu, trebuie, spune Immanuel Kant, să existe altă lume în care acest principiu fundamental se va împlini, și anume lumea lui Dumnezeu, al lumii dreptății, care se va realiza în lumea transcendentă a lui Dumnezeu. Iată încă un pas pe care Immanuel Kant îl face către Dumnezeu. Prin rațiune, deci nu prin credință până la acest moment, deci numai prin rațiune. Spune în acest moment, la finele rațiunii practice, criticii rațiunii practice, că trebuie să ne comportăm ca și cum ar exista acest Dumnezeu în lumea transcendentă care aduce dreptatea supremă și judecata faptelor noastre. Dar încă avem la Immanuel Kant, cu acest pas, cu critica rațiunii practice, încă avem acea metafizică a lui ca și cum ar exista Dumnezeu. Da. Până aici v-am spus la începutul acestei emisiuni că dacă
Immanuel Kant se oprea la acest punct, cartea mea nu ar fi existat. Pentru că, v-am spus, nu mai scriam încă o carte despre metafizică, filozofia religiei, epistemologie sau moralitate la Kant. Eu refuzam să scriu asemenea carte. Dar, de îndată ce avem acea carte pe care filozofii o consideră bulversantă sau șocantă, spunea cineva, da, pentru că un filozof care e obișnuit cu aceste critici ale lui Immanuel Kant, când citește religia doar în limitele rațiunii pure, parcă nu ar mai fi Kant. Deja el devine omul, deja devine omul, nu mai e filozoful care îl vede pe Dumnezeu ca obiect și îl studiază pe Dumnezeu ca obiect sau ca idee sau ca ființă necesară, așa cum era în critica rațiunii practice, ci devine omul care pune în practică ceea ce a spus la începutul criticii rațiunii pure, a lăsat știința ca să facă loc credinței. Deci iată că în religia, în limitele rațiunii pure, devine omul care pune în practică această credință. Se folosește în această carte de revelație ceea ce până acel moment nu a făcut și spune că avem chiar datoria sau filozofia rațională are datoria de a cerceta ceea ce este rațional sau în conformitate cu filozofia lui rațională. Deci ajunge la ideea de Dumnezeu, Dumnezeu personal în lumea transcendentă și mai ales la Dumnezeu întrupat în istorie, Fiul lui Dumnezeu care vine și se jertfește pentru noi și devine model sau paradigmă a comportării noastre morale. Și dacă mai mi este permis, pentru că mi-ați arătat că mai este foarte puțin timp, aș vrea să vedeți, așa cum am spus atunci la lansare, cum vede Immanuel Kant această moralitate a Fiului Dumnezeu pe care el îl numește întemeietorul Bisericii Pure sau cu altă ocazie îl numea Învățătorul Sfânt din Evanghelie. Da. Deci iată ce cuvinte minunate spune despre Mântuitorul nostru. Și el spune astfel, încercând să traducă moralitatea pe care ne-a transmis-o Iisus Hristos. Spune, omul trebuie să înțeleagă că păcatul din gândire va fi considerat de Dumnezeu la fel ca cel din faptă. În general, sfințenia este țelul spre care trebuie să se străduiască omul, exact ceea ce ne spune Sfânta Scriptură. Că de asemenea, ura din inimă este asemănătoare crimei. Exact ceea ne spunea Mântuitorul, nici măcar să nu gândești răul sau păcatul, nu numai că nu-l faci, nici măcar să nu-l gândești. Nedreptatea făcută aproapelui nu poate fi reparată decât prin satisfacția datului însuși, iar nu prin acțiuni ce țin de serviciul divin. Pentru preoți, în general, sau pentru teologi, trebuie să fim foarte atenți când citim critica, când citim religia doar în limitele rațiunii pure, nu, religia doar în limitele rațiunii, atât, pentru că Immanuel Kant se comportă nicenian. El spune că această biserică care este bazată pe cultul divin și pe o adorație externă a lui Dumnezeu, într-un final va dispărea și va rămâne exact ceea ce va spune biserica pură. Adică, ce dorește acest om? Dorește un cult al lui Dumnezeu, acel Dumnezeu personal care și-a trimis Fiul în lume să jertfească și să ne spună să trăiască El de fapt poruncile pe care le-a dat, spune să avem un cult al inimii pentru El, un cult al inimii pure, un cult pur, adică al adorării din inimă către Dumnezeu, nu adorare externă prin serviciul divin, prin slujbe și așa mai departe, da, umblări după moașe și așa mai departe, să avem acest cult intern al adorării lui Dumnezeu și după aceea
să avem și aceste fapte externe, nici de cum să considerăm că acțiunile noastre externe, cum am spus, în slujbe, în pelerinaje, în așa mai departe, îl pot satisface pe Dumnezeu. Și avem, numai atât aș vrea să închei, și avem foarte bine spus în Sfânta Scriptură, pentru că de-aia iubesc acest filozof, pentru că el ajunge la acest cult intern al lui Dumnezeu, în Sfânta Scriptură spune, fiule sau omule, dă-mi inima ta. Deci mai întâi, filozoful Immanuel Kant vrea să spună că trebuie să dăm inima lui Dumnezeu și după aceea acțiunile noastre externe de adorare a lui Dumnezeu vor deveni meritorii. O adevărată lecție de creștinism, dar n-am epuizat nici măcar jumătate din câte am fi avut de discutat, pentru că eu cred că este absolut necesar să ne întâlnim într-una din zile pentru a vorbi despre semenii noștri, despre dragostea pentru semeni, despre poruncile lui Dumnezeu, da. Pentru că eu am avut ocazia, stimați telespectatori, să am asemenea convorbiri cu părintele la mine la birou și vreau să vă spun că ați putea să rămâneți mult, să vă îmbogățiți spiritual după ce îl veți asculta. Apoi am putea să vorbim despre Kant, care se desfășoară pe varii teme. Vreau să spun doar un citat. Un popor fără cultură este un popor ușor de manipulat. Nici nu e atât de simplu încât nu trebuie adăugat nimic. Da. Sau puterea corupe inevitabil rațiunea. Iată, vedem cu ochii noștri. Vedem cu ochii noștri. O educație bună este izvorul întregului bine din lume. Iată, sunt atât de multe citate din Immanuel Kant, cel pe care tot timpul l-am considerat cumva inaccesibil. Se pare că dacă este cineva care poate să ne deschidă ochii, putem să vedem mult mai multe lucruri fabuloase la Immanuel Kant. Eu aș vrea doar să transmiteți un gând pentru telespectatori. Un ultim gând ar fi acela de a citi pe Immanuel Kant, pentru că nu putem vorbi sau înțelege, întâi trebuie să îl citim și să înțelegem sufletul acestei filozofii, pentru că sufletul acestei filozofii cheamă către teologie, cheamă către Dumnezeu și către trăirea acelui Dumnezeu transcendent. Da, și pentru telespectatori, din partea unui preot, din partea mea, exact ceea ce spuneam, iubirea este, cred eu, că esența vieții, este fundamentul după care noi trebuie să ne coordonăm viața, acțiunile, și nu numai acțiunile, ci și însăși gândurile noastre. După acest principiu, pentru că este o lume bulversantă, o lume globalizată, o lume în care cultura acum este un amalgam al culturilor, un amalgam al religiilor, o ciocnire a civilizațiilor, o lume în care nu pot să spun că, cum spunea un filozof oriental, că este sfârșitul civilizației, dar este o lume pentru care trebuie să ne pregătim. Da. Este o lume pentru care trebuie să ne pregătim. Să ne pregătim sufletele. Și o asemenea lume nu o putem întâmpina cu naționalisme, fundamentalisme, alte doctrine care sunt opuse, antinomice iubirii lui Dumnezeu. Numai prin iubire cred eu că vom putea străbate, nu noi, ci și generațiile următoare, ca să fie pace și înțelegere în aceste civilizații. Numai prin iubire.
Mulțumim, mulțumim, părinte, că ați fost în emisiunea noastră. Vă ofer o diplomă de participare. Mulțumesc. Vă așteptăm și altă dată cu mult drag. Stimați telespectatori, vă mulțumim că ați fost alături de noi. Vă așteptăm așa cum sunteți obișnuiți în fiecare marți la aceeași oră.